Haideți să ne mai ridicăm pentru câteva momente și să urmărim împreună acest cuvânt al lui Dumnezeu, care se găsește în prima epistolă a lui Pavel către Timotei, capitolul 1, de la versetul 18 la 20. Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința și un cuget curat, pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Din numărul lor sunt Imeneu și Alexandru, pe care i-am dat pe mâna satanei ca să se învețe să nu hulească. Amin. Vă rog să vă reașezați. Binecuvântăm numele lui Dumnezeu și îi mulțumim pentru această nouă seară de părtășie, de rugăciune, de zidire sufletească prin cuvântul Sfintei Scripturi. Tema pe care aș vrea să o abordăm din acest cuvânt scris de Apostolul Pavel către Timotei este cu privire la păstrarea unui cuget curat. Ați observat cum Apostolul Pavel îl sfătuia atunci pe Timotei și ne sfătuiește pe noi în seara aceasta și spunea să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința și un cuget curat. Cu alte cuvinte, Apostolul Pavel stabilește aici natura sau direcția luptei noastre spirituale pe care o avem de dus în timpul vieții. Noi nu avem de luptat cu carnea și sângele, nu avem de luptat cu oamenii. Această luptă bună este împotriva diavolului, împotriva duhurilor răutății, împotriva firii noastre pământești, împotriva eului nostru. Deci de la bun început trebuie să ne reamintim această mare realitate prezentată de Cuvântul lui Dumnezeu, că nu avem de luptat unii împotriva altora. De multe ori vrăjmașul încearcă să schimbe obiectivul luptei noastre și să ne ducă în situația în care să îndreptăm sabia, ca să spunem așa, unii împotriva altora. Lucrul acesta s-a întâmplat chiar și atunci când s-a format Biserica Primară, în vremea de început a Bisericii Creștine, pentru că Apostolul Iacov, spre exemplu, zice în capitolul 4 din epistola lui cu versetul 1, de unde vin luptele și certurile între voi? Apăruseră deja lupte între creștini. Și Apostolul dădea răspunsul mai departe, nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți, ucideți, invidiați și nu izbutiți să căpătați, vă certați și vă luptați și nu aveți, pentru că nu cereți. Luptele în care erau implicați acești creștini nu făceau parte din ceea ce zice Apostolul Pavel, din lupta cea bună a credinței, ci erau niște lupte de idei, erau niște conflicte între frați care duceau la nimicirea lor. Și în epistola către Galateni, Apostolul Pavel spune în capitolul 5 cu versetul 15, dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu fiți nimiciți unii de alții. Și în Galatia existau probleme asemănătoare, când unii creștini, nu toți, dar unii, se luptau între ei. Și foarte sugestiv în limbajul lui, Apostolul Pavel zice, dacă voi vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, rezultatul va fi o mare tragedie. Vă nimiciți unii pe alții. Așa s-a întâmplat într-o situație pe care ne-o prezintă Vechiul Testament, în cartea 2 Samuel, capitolul 2,
versetele 15 și 16, unde Scriptura ne arată că 12 tineri evrei din seminția lui Beniamin s-au luptat cu alți 12 tineri, tot evrei, dar care erau oameni înrolați în armata lui David. Toți aveau același Dumnezeu, toți aveau aceeași credință în Dumnezeu. Toți erau chemați să meargă la același templu al lui Dumnezeu. Și totuși, mânați de niște interese din spate, datorită unor manevre pe care le-a făcut Abner, fiul lui Ner, și oamenii lui Isboșet, deci datorită acestor manevre din culise, acești tineri au ajuns să se bată unii cu alții. Și atât ce s-a întâmplat. Versetul 16. Fiecare, apucând pe potrivnicul lui de cap, i-a împlântat sabia în coastă și au căzut toți deodată. Și locul acela de lângă Gabaon s-a numit Helkat Hatsurim, locul săbiilor. Cine a câștigat această luptă? Nimeni. Sau am putea să spunem altfel, diavolul. S-au bătut unii cu alții și au împlântat sabia unul celuilalt și au murit toți. Și locul acela a rămas cu o denumire istorică și oarecum reprezentativă și pentru vremea noastră, locul săbiilor. Pentru că unii transformă casa de rugăciune într-un loc al săbiilor. Aici trebuie să fie un loc al rugăciunii, aici trebuie să fie un loc al învățăturii, aici trebuie să fie un loc al zidirii sufletești, al proslăvirii lui Dumnezeu, al evangelizării pentru prietenii care vin în casa lui Dumnezeu. Și atât câteodată vrăjmașul ar vrea să schimbe destinația acestui loc și să devină un fel de loc al săbiilor. De aceea, în seara aceasta noi ne aducem aminte că n-avem de luptat unii împotriva altora. Nu trebuie să ridicăm sabia cuvintelor noastre unii împotriva altora, ci conform cu sfatul pe care apostolul Pavel îl dădea lui Timotei, luptă-te lupta cea bună. Și anume, în ce constă lupta cea bună? Sau pentru ce trebuie să luptăm noi? Ca să doborâm pe unul sau pe altul? Ca să umilim pe cineva? Ca să jignim pe cineva? Nu. Lupta cea bună are un singur scop arătat aici. Păstrarea credinței și a unui cuget curat. Este o strânsă legătură între credință și curăția de cuget. Mulți se gândesc că nu contează curăția de cuget, totul e să ai credință în Dumnezeu. Sunt oameni care se gândesc că dacă cred pur și simplu în Dumnezeu, mai puțină importanță are cum este cugetul lor, cum este viața lor, cum este legătura lor cu ceilalți creștini, dar astfel de oameni se auto-înșeală. Legătura aceasta este foarte strânsă, să păstrezi credința și un cuget curat, întrucât unii care au pierdut curăția de cuget, spune apostolul Pavel, au căzut din credință. Și termenul aici, în limba originală, este foarte adânc, ilustrativ, au naufragiat de la credință. Adică oameni care au devenit un fel de epave plutitoare, purtate de tot felul de vânturi, oameni care și-au pierdut direcția, care sunt debusolați, care nu mai au drept țintă împărăția lui Dumnezeu, oamenii aceștia pot gravita în jurul adunării, se pot strecura prin adunare, dar ei și-au pierdut cugetul curat. Și apostolul Pavel dă aici chiar două exemple. Erau atunci în vremea lui, din numărul lor sunt Imeneu și Alexandru, pe care i-am dat pe mâna satanei, ca să se învețe să nu hulească. Deci pierzându-și curăția de cuget, acești oameni au căzut din credință, au naufragiat și au început să hulească, să denigreze, să arunce defăimare, să se poarte urât, să fie vulgari în comportamentul lor. Astfel, apostolul Pavel, din perspectiva experiențelor greșite ale unora, îi spune lui Timotei și chiar îi poruncește Timotei să fie atent. Luptă-te lupta cea bună, că unii nu se mai luptă lupta cea bună, se luptă altfel.
Timotei, lupta cea bună are un singur obiectiv, să păstrezi credința și un cuget curat. Fii atent la cugetul tău. Și despre aceasta vom încerca noi să vorbim, să ne gândim, să vedem cum să ne păstrăm un cuget curat, ca să nu pierdem lupta, ca să nu pierdem cununa pe care Dumnezeu ne-a pregătit-o la final, la sfârșitul alergării noastre de pe acest pământ. Însuși Apostolul Pavel, care îi dădea această poruncă lui Timotei, și-a fixat ca obiectiv principal în viața lui să-și păstreze un cuget curat. Și vă citesc din Faptele Apostolilor, capitolul 24, versetul 16. Ia uitați-vă ce zice aici Apostolul Pavel despre el de data aceasta. Mă silesc totdeauna să am un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Se silea să aibă, nu ocazional, nu din când în când, ci totdeauna un cuget curat. E cel mai mare obiectiv al vieții noastre de pocăință. Să ne silim să avem un cuget curat. Noi știm că atunci când ne-am întors la Domnul Iisus Hristos, când ne-am pocăit, cugetul nostru a fost curățat de păcate, de faptele moarte pe care le-am săvârșit până atunci, conform cu ceea ce spune Scriptura în Evrei, capitolul 9, versetele 13 și 14. Dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropite peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățarea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăța cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Și lucrul acesta s-a întâmplat în viețile noastre. Sângele Domnului Iisus Hristos ne-a curățat cugetele noastre din momentul din care am venit cu pocăință la Dumnezeu. Pasul următor, după ce ne-am pocăit, a fost botezul în apă. Și noi am învățat atunci, din epistola Apostolului Petru, că botezul în apă nu este o curățare de întinăciunile trupești, ci este mărturia unui cuget curat. Adică este tocmai confirmarea faptului că ne-am pocăit și că sângele lui Hristos ne-a curățat cugetul. Am avut experiența nașterii din nou și la botezul în apă am mărturisit această experiență. Deci botezul în apă a fost și este, pentru cei care ajung la această lucrare, mărturia unui cuget curat. Dar ce facem de la botezul în apă mai departe? Și iată ce facem. Păstrează cugetul acela curat pe care l-ai dobândit prin intervenția sângelui Domnului Iisus Hristos asupra ta, asupra vieții tale, asupra trecutului tău. Păstrează-ți un cuget curat, pentru că dacă îți pierzi curăția de cuget, cazi din credință, naufragezi, falimentezi. Cugetul curat este garanția mântuirii noastre. Nu se poate ajunge în împărăția lui Dumnezeu cu un cuget întinat și spurcat. Folosesc termenii din cuvântul lui Dumnezeu. Tit, capitolul 1, versetul 15, vorbește despre unii care au cugetul spurcat. Până și mintea și cugetul le sunt spurcate. Aceasta este afirmația pe care o face Apostolul Pavel în Tit 1, cu 15. Deci, în împărăția lui Dumnezeu nu se poate ajunge cu un cuget încărcat cu păcate, un cuget împietrit, bătătorit, un cuget care și-a pierdut sensibilitatea față de vocea lui Dumnezeu. Cugetul nostru curat e garanția mântuirii noastre și lucrul acesta îl citim în Apocalipsa, capitolul 3, de la versetul 4. Domnul Iisus Hristos are un mesaj deosebit, special pentru o biserică din timpul acela, biserica din Sardes. Și spune așa: totuși ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele sau nu și-au mânjit cugetul, nu și-au pătat cugetul. Mi-ar fi plăcut să citesc aici că ai o majoritate de nume, o mulțime care nu și-au mânjit hainele. Dar vedeți, statistica lui Dumnezeu întotdeauna este obiectivă, este realistă.
Oamenii mai au tendința de a umfla datele, de a exagera când se face câte o statistică, zicem așa de mulți s-au predat lui Dumnezeu, atât de mulți au fost umpluți cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, măcar că noi oamenii nu suntem în măsură să controlăm în mod eficient experiența personală a fiecăruia. Numai Dumnezeu știe realitatea din viața fiecăruia. Dar ne plac statisticile. Câteodată intrăm în această competiție nefericită cu alte biserici, încercând să impresionăm prin numărul membrilor, prin numărul celor umpluți cu Duhul Sfânt, arătând în felul acesta că termometrul spiritualității noastre indică undeva mult mai sus față de alte biserici, o aroganță religioasă pe care n-ar trebui să o avem. Ochiul lui Dumnezeu este drept, este obiectiv. Se uită la cei din Sarde și zice: ai doar câteva nume care nu și-au mânjit hainele, cugetul. Promisiunea e pentru aceștia. Ei vor umbla împreună cu mine îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe, nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Dragii mei, garanția intrării în împărăția lui Dumnezeu este pentru cei ce nu își mânjesc hainele. Este ca și cum ai primit o haină albă pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Și cu haina aceasta albă te deplasezi printr-o lume murdară, poluată, contaminată de păcat, cu multe zone noroioase, mocirloase. Și tot timpul trebuie să-ți păzești această haină să rămână albă, să rămână imaculată. Dacă cumva s-a întâmplat că un strop din noroiul acestei lumi ți-a pătat haina, nu mergi mai departe așa. Te-ai oprit, ai venit din nou la Dumnezeu, ți-ai curățat haina ca să poți pleca mai departe. Unii însă nu se opresc. Haina cugetului se murdărește, din albă devine cenușie, devine gri, la unii se negrește de-a binelea, se tăvălesc în noroi și spun: nicio problemă, noi tot al lui Dumnezeu suntem, noi mergem mai departe. Dar cu cugetul pătat, încărcat cu tot felul de gunoaie, cu tot felul de lucruri slabe. Ori Domnul Iisus Hristos spune clar: ei, cei care își păstrează haina curată, vor umbla împreună cu mine în împărăția eternă. Și atunci cum sau față de ce trebuie noi să ne păstrăm cugetul curat, haina curată? Și în seara aceasta vreau să vedem trei aspecte în care Dumnezeu ne cheamă să ne păstrăm cugetul curat, să nu umblăm cu hainele murdare sau pătate. În primul rând, trebuie să ne păstrăm un cuget curat în relațiile frățești. În relațiile dintre noi, de multe ori sunt învinuiri, sunt jigniri, sunt ofense, apar certuri, apar conflicte care îngreuiază cugetul nostru. Omul sincer își dă seama de lucrul ăsta. Totdeauna când ai ceva împotriva cuiva, sau când știi că fratele tău, sora ta, are ceva împotriva ta, parcă n-ai un cuget liber, nici nu te poți ruga foarte bine până când nu descarci, nu rezolvi această problemă. Pentru că numai cu un cuget curat te poți ruga lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Și vă aduc aminte de acest cuvânt al Scripturii din 1 Ioan, capitolul 3, versetele 21 și 22. Prea iubiților, dacă nu ne osândește inima noastră sau cugetul nostru, avem îndrăzneală la Dumnezeu și orice vom cere vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. Dacă nu ne osândește cugetul, avem îndrăzneală. Ne rugăm hotărât. Ne rugăm cu curaj, pentru că știm că e Tatăl nostru din ceruri. Ne rugăm nu în virtutea unor merite personale, că n-avem cu ce să-L impresionăm pe Dumnezeu, dar în baza harului Său, în baza bunătății Lui din care am gustat fiecare dintre noi. Dar când te-ai silit să ai un cuget curat, ai îndrăzneală la Dumnezeu și te rogi. Dimpotrivă, atunci când avem ceva pe cuget, o relație nu este în regulă, este acolo ceartă, un conflict, rugăciunile noastre devin formale și noi simțim. De multe ori ne dăm seama de lucrul ăsta, realizăm, parcă se duc până la tavan. Simțim acel zid de despărțire între noi și Dumnezeu, zid despre care vorbea profetul Isaia. Cum e cugetul nostru în relația cu frații? Ce frumos
Apostolul Pavel vorbind despre propria lui relație cu frații, în 2 Corinteni, capitolul 7, versetele 1 și 2, spune așa: înțelegeți-ne bine, n-am nedreptățit pe nimeni, n-am vătămat pe nimeni, n-am înșelat pe nimeni. Parcă n-aș vrea să trecem repede peste aceste cuvinte, ci mai degrabă să le aplicăm în dreptul nostru, să le punem ca un fel de etalon de măsură pentru relațiile noastre. Pot spune și eu, pot spune și tu, n-am nedreptățit pe nimeni. N-am vătămat, adică n-am jignit pe nimeni. N-am înșelat pe nimeni. Când putem spune, ca și Apostolul Pavel, cugetul e liber, e curat, simți firul acela de legătură cu Dumnezeu, simți că ești cuplat la harul lui Dumnezeu. Dar dacă am nedreptățit pe frați, dacă am vătămat, am jignit, am lăsat în urmă dureri de care nu mi-a păsat și poate că sunt indiferent față de ce am lăsat în urmă, dacă am înșelat, am mințit, am păcălit, am indus în eroare, am lovit în stânga și în dreapta și mă duc tot înainte, atunci, în asemenea condiții, devenim artificiali, devenim falși, relația noastră cu Dumnezeu este știrbită. Un cuget curat, la nivelul relațiilor frățești, presupune din partea noastră inițiativa de a reabilita orice relație care nu merge bine, care este fisurată și care împiedică părtășia noastră cu Dumnezeu. Și cunoașteți cuvântul pe care l-a spus Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, capitolul 5, eu vi-l reamintesc, de la versetul 23, dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta. Deci ai venit la altar, ai venit la adunare, ai venit în casa de rugăciune. Aici este o cercetare specială din partea lui Dumnezeu și acasă ne cercetează Dumnezeu, dar aici, datorită rugăciunii colective, datorită prezenței Domnului Iisus Hristos într-un mod plenar, aici ești cercetat la nivel de conștiință. Conștiința sclipește, licărește, îți aduce aminte că fratele tău sau sora ta are ceva împotriva ta. Și fac o paranteză aici. Nu că are ceva împotriva mea, că așa îi se pare lui sau ei. Că de multe ori s-ar putea ca fratele tău să aibă ceva împotriva ta în mod nejustificat. Tu nici să nu știi că are ceva împotriva ta. Are ceva împotriva ta că nu-i place costumul tău. Are ceva împotriva ta că nu-i place cum ți-ai aranjat părul. Are ceva împotriva ta că nu-i place ochii tăi. Are ceva împotriva ta din alte și alte motive subiective, slabe, copilărești. Ei, vreau să vă spun că, din păcate, sunt și oameni care tot timpul au ceva împotriva altora, dar nu din motive justificate. Aceștia trebuie să se pocăiască. E problema lor. Însă aici Domnul Iisus Hristos se referă la un alt aspect. Dacă fratele tău are ceva împotriva ta, pentru că tu i-ai cauzat această atitudine, că mai sus spune, dacă i-ai zis prostule, nebunule, deci tu l-ai vătămat, tu i-ai cauzat această stare de spirit negativă și acum când tu vii la altar cu darul, ți-aduce aminte, stai că l-am supărat, l-am jignit. Și cel pe care l-ai jignit poate să fie și din casa ta și din familia ta sau, iată, poate să fie de aici din adunare. Și tu ți-aduce aminte, ce lasă-ți darul acolo înaintea altarului. Darul pentru noi are nuanță duhovnicească. Evreii veneau cu jertfele lor la altar. Noi venim cu jertfe duhovnicești. Lauda buzelor noastre, cântarea, rugăciunea, slujirea, predica, poezia și toate celelalte sunt daruri pe care le aducem la altar. Dar dacă darul nu vine pe fondul unui cuget curat, Domnul zice, lasă darul și rezolvă-ți întâi problema cu fratele tău. Du-te întâi de împacă-te cu fratele tău, apoi vino de adu-ți darul. Caută de te împacă de grabă cu părâșul tău. Este o urgență lucrul acesta, pentru că altfel, fără curăție de cuget în domeniul relațiilor, darul nu este primit, nu este acceptat. Este ca și jertfa lui Cain, care n-a fost primită de Dumnezeu, pentru că faptele lui Cain, explică Scriptura, erau rele.
Cain venea de la cel rău, spune Apostolul Ioan, în sensul că n-avea o motivație bună, el n-avea gânduri bune, el n-a venit într-un spirit de jertfă față de Dumnezeu cu darul lui, ci a venit așa din formalism religios. Darul are valoare dacă și cugetul este curat. Avem nevoie să luăm inițiativa acestui lucru. Ne gândim în viața noastră și când vedem că sunt relațiile fisurate, trebuie să ne oprim și să rezolvăm aceste stări. Îl vedem pe Iacov în Vechiul Testament, în situația în care a ajuns într-o zonă numită Seir. În zona aceea locuia fratele său Esau. Cartea Genesa, capitolul 32, ne spune că acolo, în zona aceea, Iacov s-a întâlnit cu îngerii lui Dumnezeu. A avut parte, beneficiul acesta, de a primi o cercetare mai deosebită din partea lui Dumnezeu. Și acolo Iacov și-a adus aminte că el nu este într-o relație bună cu fratele său Esau. Când au fost ei adolescenți, s-a întâmplat că Iacov i-a furat dreptul de întâi născut lui Esau. După aceea, prin înșelăciune, i-a luat binecuvântarea. L-a lăsat pe Esau cu ură, cu resentimente, cu gelozie și cu duh de răzbunare. Dar timpul a trecut. Iacov s-a dus într-o parte, Esau în altă parte. Fiecare s-a căsătorit, fiecare cu familia lui, cu bogăția lui, cu lucrurile lui. Trecuseră 20 de ani și te gândești câteodată că trecerea timpului rezolvă litigiile, divergențele, certurile sau problemele care au apărut. Dar iată că întâmplarea aceasta confirmă încă o dată că timpul nu rezolvă problemele, doar le sedimentează. Le alungă undeva în subconștientul ființei tale și din când în când aceste probleme din nou izbucnesc la suprafață. Din nou conștiința ta este mustrată și Duhul lui Dumnezeu te cercetează și poate să zică că tu n-ai rezolvat o problemă veche între tine și fratele tău. După 20 de ani, Iacov n-are liniște. Ia inițiativa să se împace cu fratele său Esau. Vrea să aibă un cuget liniștit și atunci trimite niște oameni ca să-i vorbească de bine lui Esau. După care vedem aici cum Iacov s-a rugat lui Dumnezeu și a spus: Doamne, aș vrea să mă întâlnesc cu fratele meu Esau, dar mă tem de el. Știu temperamentul lui, știu cum era, știu că vroia să se răzbune, să mă omoare. Doamne, nu știu cum se va desfășura întâlnirea dintre mine și el, dar te rog să lucrezi tu la inima lui, că așa trebuie să faci întotdeauna. Trimite-l înainte pe Dumnezeu, la fratele tău, la sora ta, că dacă ne ducem noi fără Duhul lui Dumnezeu, câte argumente am avea, cât de bine ne-am fi pregătit lecția de acasă, să vorbim, să fim convingători, s-ar putea să eșuăm și întâlnirea respectivă să fie un simplu eșec. Totdeauna roagă-te înainte de a încerca împăcarea cu cineva. Roagă-te, vino înaintea lui Dumnezeu, că Duhul lui Dumnezeu poate face mai mult decât 1000 de cuvinte pe care le spui tu. Duhul lui Dumnezeu pregătește sufletul și conștiința acelei persoane și așa s-a întâmplat și în cazul de față. S-a rugat, a pregătit un dar din turmele sale, că era foarte bogat, și în cele din urmă, capitolul 33, asistăm la această emoționantă întâlnire dintre frați, dintre Iacov și Esau. Și spune Scriptura în versetul 3 că Iacov a trecut înaintea turmelor și s-a aruncat cu fața la pământ de 7 ori până ce s-a apropiat de tot de fratele său. Esau a alergat înaintea lui, l-a îmbrățișat, i s-a aruncat pe grumaz, l-a sărutat și au plâns. O scenă de familie frumoasă, un tablou model. Doi frați care se împacă, cei drept cam târziu, după 20 de ani, dar cel puțin ajung în punctul acesta de convergență, în care totuși se împacă o lucrare a lui Dumnezeu care a fost acolo, dar o lucrare a lui Dumnezeu la care Iacov și-a făcut partea lui. Noi de multe ori așteptăm ca Dumnezeu să facă minuni fără ca noi să ne facem partea. Doamne, schimbă-i Tu, modelează-i Tu, dă-le inimă bună, dar noi nu ne facem partea. Iacov a făcut tot ce depindea de el ca om să se împace cu Esau, inclusiv gestul acesta prin care s-a aruncat cu fața la pământ înaintea lui Esau de 7 ori. Salutul specific culturii orientale din vremea respectivă era o plecăciune de complezență, dar o singură dată. Iacov a depășit standardul salutului tradițional pentru că neapărat vroia să atragă atenția lui Esau asupra dorinței lui de a se împăca cu el.
N-a fost umilitor pentru Iacov să se plece cu fața la pământ de 7 ori? Nu știu și nu înțeleg câteodată de ce pentru unii este umilitor să se plece. Nu în sens fizic, că nu ne cere asta Dumnezeu, să se plece în sens spiritual. A te pleca în fața fratelui tău înseamnă de multe ori să renunți la orgoliul tău. Câteodată înseamnă să cedezi, să fii flexibil, să fii om înțelept, să nu ții morțiși la un lucru care produce dezbinare. A te pleca înseamnă de fapt să te smerești, să fii dispus să plătești un preț pentru a-l câștiga pe fratele tău. A te pleca nu înseamnă să încurajezi o greșeală a cuiva sau să-l lași pe om în păcatul lui, ci înseamnă să știi cum să pui problema în așa fel încât celălalt să-și dea seama că tu nu vrei să te lupți cu el sau cu ea. Scopul tău nu este ca să declanșezi un război, ci să fie pace între frați. Dragii mei, nu-i simplu a te pleca. Și bine spunea poetul unei cântări, spicul de grâu care este plin cu boabe, totdeauna stă plecat. Spicul care n-are nicio boabă stă țanțoș, drept, nu se pleacă, îl bate vântul, dar revine la loc. Asta este diferența dintre omul care are roada Duhului Sfânt și cel care nu are. Omul plin de roadă știe să se plece, știe să vină cu cuvinte care atenuează conflictele, amortizează șocurile, cuvinte blânde, cuvinte care să aducă soluție pașnică, care să aducă rezolvare. Dar omul mândru nu are în vocabularul lui asemenea cuvinte, asemenea termeni. Pentru împăcare, noi trebuie să avem o asemenea inițiativă. Și Esau îl iartă pe fratele său. Noi, din Scriptură, avem o imagine negativă despre Esau. Epistola către Evrei, capitolul 12, versetul 16, ne pune în față portretul lui Esau și spune că a fost un om curvar și lumesc. Și adevărat, așa a fost. Traiectoria lui Esau a fost aceea unui om lumesc, firesc, care el s-a depărtat de Dumnezeu. Dar totuși, iată, aici, în ipostaza aceasta a Scripturii, Esau, omul lumesc, firesc, numiți-l cum vreți, ne dă o lecție de iertare nouă. Îl iartă pe fratele lui, pe Iacov, că într-adevăr Iacov a fost vinovat. O iertare fără reproș. Nu-i mai aduce aminte, e, ce mi-ai făcut tu cu 20 de ani în urmă, acum mai ai tupeu să vii înaintea mea și să-mi câștigi bunăvoința? Nimic, niciun cuvânt de reproș. O iertare fără pretenții. Se uită Esau și vede turmele alea de animale, darul pregătit de Iacov, și întreabă ce este cu toată turma asta. Iacov îi explică, m-am gândit așa să fac o atenție pentru tine. Și Esau îi spune, fratele meu, am și eu din belșug, nu e nevoie de lucrul ăsta ca noi să ne împăcăm. Le-a acceptat în cele din urmă din respect pentru fratele său, dar nu ca pretenție. Câte pretenții avem noi când am vrea să acordăm iertare cuiva, deja ne imaginăm scenariul să vină la mine, să se plece în genunchi, să se roage frumos de mine, să zică cuvintele cu tare, noi stabilim tiparul, tot ce ar trebui să facă omul respectiv și să mai vedem dacă totuși îi acordăm iertare. Pretenții foarte mari, pentru că orgoliul e mare, eu-ul acesta este mare. Esau n-are pretenții. O iertare care cheamă la părtășie, că dacă întoarcem pagina, Geneza capitolul 33, versetul 12, Esau a zis, haidem să plecăm și să pornim la drum, eu voi merge înaintea ta. Deci nu zice tu de acum du-te, te-am iertat, dar știi ceva, să nu te mai văd. Du-te să nu mă mai întâlnesc cu tine. Zice, hai să plecăm împreună. N-a fost posibil să meargă împreună, că erau foarte bogați. Și știți cum era în vremea respectivă, trebuiau neapărat din punct de vedere geografic să fie separați. Dar afirmația lui Esau denotă faptul că era dispus la colaborare, la părtășie. Iată, dragii mei, ce înseamnă să facem tot ce putem ca să avem un cuget curat în domeniul relațiilor dintre noi. Să nu vătămăm pe nimeni. Nu putem să mergem mai departe în viața noastră spirituală dacă este cugetul încărcat. Am lovit, am rănit, am defăimat și mă duc mai departe considerând că sunt pe calea cea strâmtă. Nu sunt. Uitați-vă la un cuvânt pe care îl spune Solomon în Proverbe, capitolul 28, versetul 17. Un om al cărui cuget este încărcat cu sângele altuia, fuge până la groapă, nimeni să nu-l oprească. Sigur, aici era vorba chiar de criminali, oameni care ajungeau chiar să ucidă. Dar în Noul Testament, Domnul Iisus Hristos ne spune că cine urăște pe fratele său este un ucigaș. Și un astfel de ucigaș
prin intenție. Are cugetul încărcat cu sângele altuia. Având cugetul încărcat, el n-are pace. Aleargă până la groapă. E omul tulburat, e omul care nu poate dormi, e omul care are insomnii, e omul care se frământă tot timpul pentru că relația cu frații sau cu cineva nu este bună. Un creștin înțelept spunea așa: cugetul curat este o pernă moale pentru odihnă. Ce liniștit te duci seara în familia ta și te culci în patul tău când n-ai nimic cu nimeni, când ai cugetul curat, când ești liniștit. Ei, dacă se întâmplă că cineva are ceva împotriva ta, cum ziceam, din motive neserioase, că îi se pare lui sau ei, aia este problema persoanei respective, nu te mai frământă pe tine și nu trebuie să-ți asumi o vinovăție care nu-ți aparține. Când nu ești vinovat, nu te încărca singur cu o vinovăție iluzorie, că poate exista și capcana asta. Când te știi și cugetul îți spune că tu nu ești vinovat, atunci nu este o problemă, pentru că mulți au zis și în felul acesta: bun, eu vreau reabilitarea relației cu frații, văd că au ceva împotriva mea și eu mi-am făcut partea și m-am dus cu cuvinte de pace, cu cuvinte de bine, cu un duh blând și liniștit, cu dorința cea mai sinceră, ca să fie armonie, să fie înțelegere între noi, și totuși nu acceptă celălalt, partea cealaltă, rămâne împietrită, rămâne în duhul de ceartă, de dușmănie, atunci ce să fac? Să n-am somn, să fiu tulburat pentru că partea cealaltă nu mă poate accepta? Dacă partea cealaltă nu acceptă, vinovăția cade pe persoana respectivă. Tu ți-ai făcut partea ta. Înaintea lui Dumnezeu, dacă ai făcut în mod sincer tot ce trebuia să faci, ești degajat de o asemenea responsabilitate, că tu nu poți să pocăiești pe cineva cu forța. Nimeni dintre noi nu putem cu forța să pocăim pe cineva, să-l facem mai bun pe cineva. Nu putem, asta depinde de omul în cauză. Este alegerea deliberată a fiecăruia în parte de a se pocăi și de a-L căuta pe Dumnezeu. Deci dacă tu ți-ai făcut partea și ai cugetul curat, ești liniștit. Și atunci poți să vii cu darul la altar, poți să-ți aduci slujba ta înaintea lui Dumnezeu și să ai har și să mergi înainte în lucrarea lui Dumnezeu și pe calea cea strâmtă a lui Dumnezeu. De aceea în seara aceasta trebuie să ne rugăm și să spunem: Doamne, ajută-ne să avem un cuget curat în relațiile dintre noi. Că de multe ori aici sunt judecăți, aici sunt multe probleme, stăm unii lângă alții, dar sunt ziduri nevăzute cu ochiul liber. Ziduri care ne despart, bârfe care ne despart, duh de răutate care ne desparte. Acum nu știu ce au ceilalți în mintea lor, dar eu mă pot verifica pe mine și fiecare se poate verifica pe el. Și când ai un cuget curat, cel puțin relația ta cu Dumnezeu nu mai este afectată și Dumnezeu să ne binecuvinteze la lucrul acesta. În al doilea rând, trebuie să avem un cuget curat în viața noastră materială și financiară. Iată că deja trecem pe un alt domeniu. Am văzut domeniul relațiilor frățești. Dar Scriptura ne cere curăție de cuget și când este vorba de aspectul banului, de aspectul material. Nu uitați că permanent ne confruntăm cu un pericol al compromisurilor financiare și de multe ori creștinii sunt tentați pentru câțiva euro în plus să accepte minciuni, să accepte compromisuri, să accepte tot felul de subterfugii, tot felul de sustrageri, poate că de la anumite legi care restricționează cumva viața noastră. Aceste mici compromisuri, cum le numim noi, se adună ca niște gunoaie în viața noastră, ca niște impurități, cugetul ajunge încărcat și efectul este același ca și în primul caz. Se întrerupe părtășia și relația noastră cu Dumnezeu. Nu uitați că Iuda, unul dintre cei 12 ucenici ai Domnului Iisus Hristos, a ajuns unde a ajuns în final, la sinucidere, pentru că n-a avut cugetul curat. În ce? În domeniul financiar și material. Nu-l vedem pe Iuda în Scriptură să se certe cu ceilalți ucenici. Deși între ucenici au fost conflicte, dar pe Iuda nu-l preocupa scaunul, funcția. El n-avea în minte să fie cel mai mare. De asemenea, nu-l vedem pe Iuda în Scriptură să fi fost un om imoral. Nu ne spune Scriptura de așa ceva, să fi avut înclinații pătimașe de felul acesta. Fisura prin care diavolul a început
încet, încet să pună stăpânire peste Iuda, a fost compromisul financiar. La început a apărut această lăcomie, după banii care erau în punga ucenicilor și așa puțin. Lăcomia treptat îl duce pe Iuda la fățărnicie. Într-o zi vede cum vine femeia aceea cu vasul de alabastru cu mir de nard, sparge vasul, toarnă parfumul acela foarte scump peste persoana Domnului Iisus Hristos și Iuda sare în sus. Și dacă s-ar fi vândut mirul acesta, făceam vreo 300 de dinari cu el și banii s-ar fi dat săracilor. Și apostolul Ioan consemnează și spune, nu-i păsa lui de săraci, ci ca unul care era un hoț ar fi vrut să pună el mâna pe banii aceia. Deci iată ipocrizia prin care își maschează adevărata lui stare în care se găsea, lăcomia și hoția din sufletul lui. Lăcomie, fățărnicie și apoi Iuda ajunge să fie stăpânit chiar de Satan. Și Scriptura spune, Evanghelia după Ioan, capitolul 13, Satan a pus în Iuda gândul de a-L vinde pe Domnul Iisus Hristos și apoi Satan a intrat în Iuda când Domnul Iisus Hristos, știți bine, i-a întins bucățica. Biblia zice, Satan a intrat cu totul în Iuda. Remarcați, n-a intrat dintr-o dată în Iuda. Nu, ci după ce l-a câștigat încet, încet. Diavolul nu poate poseda pe cineva dintr-o dată, ci numai dacă omul îi creează făgașul, îi deschide ușa. În momentul când un om se lasă dus de anumite patimi, de anumite plăceri în care stăruiește, în care continuă să fie, atunci diavolul poate să aibă stăpânire asupra unei astfel de persoane. Și pentru că n-a avut cugetul curat în acest domeniu, Iuda ajunge la o situație atât de tragică. Poate că nu toți ajung într-o situație așa de tragică, dar totuși gândiți-vă, sunt mulți care își pierd pacea datorită compromisurilor financiare. Sunt mulți care nu pot să se roage lui Dumnezeu datorită compromisurilor materiale. Scriptura zice mai bine puțin, cu frică de Domnul, decât să ai mari venituri și cu tulburare. Mai bine puțin cu dreptate, Proverbe capitolul 16, decât mari venituri cu strâmbătate. Mai bine puțin, dar cu cugetul curat. Vorba românului, sărac, dar curat. Este o vorbă din popor, dar este foarte realistă. Că dacă ai puțin ăla, dar ești curat și ai o gândire curată, știi, n-ai mințit, n-ai furat, ai câștigat prin munca ta, prin transpirația ta, n-ai înșelat pe nimeni, n-ai păcălit pe vreun frate, atunci ai cugetul curat. Apostolul Pavel chiar face referire la această posibilitate ca unii chiar între ei, între afacerile dintre ei să-și păteze cugetul. Uitați-vă în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 6. Nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele său. Pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit. Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire. Ce înseamnă treburi? Afaceri, micile afaceri care erau între frați. Și în micile afaceri, unii erau vicleni, erau nedrepți. Și în vremea noastră se mai întâmplă, împrumută o sumă de bani și uită să o mai dea înapoi. Nici măcar nu comunică cu persoana de la care am promutat, să ceară puțină clemență, puțină răbdare. Frate, te rog frumos, am datoria aceea la tine, n-am momentan posibilitate. Dacă poți, mai așteaptă-mă, dacă nu poți, voi face cumva, iau din altă parte. Comunicarea, dacă comunici, ai cugetul curat și cred că există înțelegere, dar sunt unii care nu comunică, care spun, lasă, domnule, că uită și eu uit și mai repede. Normal, e interesul lui să uite. Mulți se gândesc că versetul a spus de apostolul Pavel, uitând ce este în urma mea, mă arunc înainte. Se gândesc că se aplică și aici. Ei au datorii și zice, nu mai uit tot ce e în urmă. Datorii, ce mai am eu, nu mă mai interesează. Eu mă arunc tot înainte. Da, da, cu tinichele după tine nu poți să mergi înainte. Nu uitați lucrul ăsta, cu picioarele legate nu putem să mergem înainte. De aceea spune, nimeni să nu fie cu vicleșug sau cu nedreptate în treburi față de fratele său. Situații când îi păgubim pe frați, situații când îi nedreptățim, situații când îi înșelăm, toate lucrurile astea, dragii mei, lovesc în curăția noastră de
cuget. Poate că n-a fost în ceartă neapărat, în conflict, în dușmănie, dar în aceste raporturi financiare și materiale, dacă nu ne păzim, la fel, cugetul nostru nu mai este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Exemplul profetului Samuel din Vechiul Testament rămâne foarte puternic și foarte convingător pentru noi. 1 Samuel, capitolul 12, este un pasaj intitulat Curăția de inimă a lui Samuel, curăția de cuget, pe care a avut-o Samuel în toată activitatea lui. Și să știți, Samuel a lucrat și cu bani, a lucrat și cu argint, și cu aur. Era judecător în vremea aceea peste poporul Israel. Samuel a fost căutat de tot felul de oameni, oameni hoți, oameni răi, oameni compromiși care au vrut să-l păteze și pe el. Au fost oameni care au venit cu mită. Orice judecător în Israel trecea prin testul acesta, când unii încercau să-l mituiască, să-l corupă, să obstrucționeze adevărul, să încline balanța în favoarea celor mai bogați. Și iată ce zice Scriptura, Samuel a stat în fața poporului și a spus așa, versetul 3, Iată-mă, mărturisiți împotriva mea, în fața Domnului și în fața unsului lui, cui am luat boul sau cui am luat măgarul, pe cine am apăsat și pe cine am năpăstuit, de la cine am luat mită ca să închid ochii asupra lui, mărturisiți și vă voi da înapoi. Ei au răspuns, nu ne-ai apăsat, nu ne-ai năpăstuit și nici n-ai primit nimic din mâna nimănui. Ce reacție din fața poporului! Oamenii aceștia n-au avut încotro, au recunoscut curăția de inimă a lui Samuel. Și atunci el le-a zis, Domnul este martor împotriva voastră și unsul lui este martor în ziua aceasta, că n-ați găsit nimic în mâinile mele. Aceasta să fie și deviza noastră, fraților. Să nu găsească nimeni în mâinile noastre lucruri compromițătoare, lucruri prin care să ne pătăm cugetul. Oamenii au recunoscut curăția de inima lui Samuel. Nu ne mirăm de faptul că atunci când Samuel se ruga, erau tunete și fulgere și venea ploaia. Nu ne mirăm că atunci când Samuel se ruga, venea foc din cer peste jertfă. Nu ne mirăm că Samuel este pomenit în cartea profeților alături de Moise, un alt om al mijlocirii și al rugăciunii. Nu ne mirăm de puterea pe care o avea Samuel. Cu un om cu mâinile curate, cu cugetul curat, are putere, dragii mei. Nu financiară, nu socială, nu de influență politică sau alt gen de influență. E putere duhovnicească. Ceea ce asigură puterea lui Dumnezeu în viața noastră e curăția de cuget. Nu uitați lucrul ăsta. Noi vrem putere, câteodată tânjim după putere. Ne rugăm, Doamne, dă putere robilor Tăi. Și Domnul vrea să dea. Dar dacă nu găsește cugete curate, nu poate să dea putere. Nu că nu are, nu poate Dumnezeu. Când sunt cugete curate și Dumnezeu toarnă putere, se întâmplă, să știți, și vindecări. Se întâmplă oameni care se pocăiesc imediat, se întorc la Dumnezeu. Se întâmplă minunile lui Dumnezeu într-un mediu al curăției de suflet. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Poate că multe impurități au pătruns în viața noastră și scopul studiului din seara aceasta nu e ca să condamnăm pe cineva, ci să ne putem verifica și să ne putem curăța, pentru că există șansă și posibilitate din mers să rezolvăm unele lucruri unde vedem că am falimentat. În al treilea rând, haideți să vedem și al treilea domeniu unde Dumnezeu ne cere curăție de cuget, să avem un cuget curat în raport cu imoralitatea lumii. Nu numai așa în relația frățească, nu numai în domeniul financiar și material, ci față de imoralitatea lumii. Trăim într-o lume foarte imorală, într-o lume care încearcă să ne păteze cugetul prin ce vedem și ce auzim. O lume care încearcă să ne păteze cugetul prin anturajele în care ne găsim. Avem prieteni, avem colegi care vorbesc tot fel de lucruri. Lumea aceasta încearcă să ne păteze cugetul prin lucrările ei neroditoare. De aceea Apostolul Pavel le scria Efesenilor un cuvânt atât de important și pentru noi, în Epistola către Efeseni, capitolul 5, de la versetul 10, Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiți-le. Biblia zice, nu luați parte deloc. Unii
creștini spun puțin, mă duc puțin la onomastica aceea, e un coleg din respect față de el, mă duc puțin, zice altul. După 5 ani de servici, s-au gândit șefii să organizeze o distracție printre colegii de muncă, nu beau, nu fumez, mă duc puțin. Dar acel puțin creează fondul pe care diavolul poate să te ducă la mai mult, că socoteala de acasă, zicem noi, nu se mai potrivește cu cea din târg. Și așa este. Hotărârile pe care le-ai luat acasă, nu poți să le mai ții, poate că acolo unde ajungi, acolo unde oamenii beau, fumează, înjură, vorbesc murdar, dansează și fac alte lucruri. Cugetul tău se întinează. De aceea Scriptura este foarte radicală și spune să nu luați parte deloc. Apostolul Pavel zice, puțin a luat, face să dospească toată plămădeala. Eclesiastul 10 cu versetul 1 spune, puțină nebunie biruie înțelepciunea și slava. Iată cum puțin câte puțin intră păcatul în viața noastră, lumea poate să intre în viața noastră și să ne întineze. Apostolul Iacov ne avertizează și el în privința aceasta și vă aduc aminte cuvântul lui din Iacov, capitolul 1, versetul 27. Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru este să cercetăm pe orfan și pe văduve necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Foarte mulți aplică doar prima parte a versetului. Cercetăm pe orfan și pe văduve. Bun lucru, necesar, de dorit. Și trebuie să încurajăm latura faptelor bune. A cerceta pe orfan, pe văduvă, pe săraci, pe oameni necăjiți. Dar continuă Iacov și spune și să ne păzim neîntinați de lume. Că dacă faci fapte bune, dar nu-ți păzești cugetul de lume, îți pierzi răsplata pentru faptele bune. Fapte bune, să știți că fac toate religiile de pe fața pământului. Când sunt anumite calamități naturale, inundații, cutremure, ați observat spiritul uman de solidaritate pe care l-au oameni de diferite coloraturi religioase. Și imediat oamenii pun mână de la mână, intervin, ajută, construiesc case, fac ceva. E bine la nivel uman. Nu-i suficient în ce privește împărăția lui Dumnezeu? Pentru că Scriptura stabilește cele două brațe ale vieții creștine. Și fapte bune, dar și să ne păzim neîntinați de lume. Iată că lumea vrea să ne întineze prin anturaje, prin muzica ei, prin mass media, prin televiziune, prin internet. Dragii mei, folosim, poate că mijloace tehnice, folosim fiecare sau majoritatea dintre noi un telefon mobil, alții au un iPad, un iPhone, un iPod, sunt multe aiuri care au apărut acum, le folosim, este tehnica de care ne folosim. Nu-i rău că folosim această tehnică, folosim internetul. Dar problema este să fim atenți, să ne păzim de ceea ce poate să ne întineze cugetul. Nu este nicio exagerare și dumneavoastră știți că foarte mulți au ajuns să fie prinși de caracatița aceasta a imoralității prin mass media, imagini murdare, lucruri urâte, cugetul stropit cu noroi, cu cele mai mizerabile filme și imagini și pune-l să se roage după aia. De unde duc de rugăciune? Și dacă sunt mai mulți de felul ăsta, o să vezi că nu este și în adunare, la nivel colectiv, se simte moliciune în popor, parcă nu mai este harul lui Dumnezeu, parcă nu mai este prezența lui Dumnezeu. Cu toate că noi susținem faptul că relația cu Dumnezeu este personală, dar totuși câteodată se resimte în colectiv că dacă sunt mulți cu cugetul murdărit, parcă lui Dumnezeu nu-i face plăcere ca să se prezinte acolo. Imoralitatea afectează foarte mult și anume, afectează memoria. Memoria noastră este ca un dulap cu multe sertare. Ce pui în sertare, aceea scoți mai târziu. Dacă punem în sertare gunoaie imorale, asta revine tot timpul în memorie. Vrei să citești Biblia și memoria aruncă la mal mizerile din trecut. Vrei să te gândești la cuvântul lui Dumnezeu, la părtășie, la cântare și memoria îți aruncă mereu în imaginea vizuală, asta este memoria, are și ea un ecran și mereu pe ecranul ăsta apar lucrurile pe care le-ai acceptat. Imoralitatea acceptată afectează memoria. Apoi imoralitatea afectează imaginația. Persoane care au fost infectate cu virusul imoralității recunoșteau. Când priveau la altcineva, nu puteau să privească cu ochi curați.
Imaginația era pervertită, stricată. Nu te poți uita la sora ta cu ochi curați. Nu te poți uita la fratele tău cu ochi curați. Pentru că există acea imaginație alimentată din spate de gunoaiele imorale pe care poate că le-am lăsat acolo. O imaginație afectată. Imoralitatea afectează inteligența. Oamenii de știință, am citit recent niște studii făcute de ei, au constatat că cei care trăiesc îmbibați în imoralitate se cultivă cu așa ceva. Urmăresc pe internet doar așa ceva, își pierd chiar capacitatea de gândire, se reduce foarte mult din capacitatea de gândire. Dar lucrul ăsta noi îl știam de mult, din cartea profetului Osea, care zice în capitolul 4, versetul 11, curvia, vinul și mustul iau mințile omului. Nu trebuie să ne zică oamenii de știință, noi știam din Biblie lucrul ăsta. Duhul de curvie reduce luciditatea. Omul nu mai este clar în gândirea lui, în felul în care își organizează lucrurile, este tulbure, relația din familie de asemenea este afectată de imoralitate. Sunt tare multe implicații rele, nenorocite și în cele din urmă conștiința este afectată. Omul cu cugetul încărcat de asemenea lucruri este împovărat, n-are bucurie, că bucuria Duhului Sfânt vine din curăție de inimă. Psalmistul spune chiar lucrul ăsta, bucuria este pentru cei cu inima curată, cuvânt biblic. Când ai inima curată, te și bucuri în Duhul lui Dumnezeu, ești plin de bucurie, guști bucuriile duhovnicești pe care le dă Dumnezeu. Când imoralitatea a invadat viața noastră, dispare bucuria aceasta. Dragii mei, n-aș vrea să rămânem spre final cu un gust amar, ci vreau să vă spun că Dumnezeu ne poate curăța. Dacă cineva a suferit pătarea cugetului la nivelul relațiilor cu frații, sau dacă cineva a suferit pătarea cugetului pe plan financiar, material, sau dacă cineva a suferit pătarea cugetului în raport cu imoralitatea, vestea bună pe care Evanghelia ne-o aduce în seara aceasta este că încă, atâta vreme cât suntem în viață, sângele Domnului Iisus Hristos are putere să ne curățească. Are putere să curățească sertarele memoriei noastre, are putere să curățească imaginația, are putere să curățească gândirea noastră, are putere să curățească relațiile dintre noi. În sângele Domnului Iisus Hristos este putere. Și uitați-vă la argumentul biblic pe care îl avem aici, în prima epistolă a lui Ioan, capitolul 1, de la versetul 7, unde Scriptura spune: dacă umblăm în lumină după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curăță de orice păcat. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Ce spune aici Apostolul Ioan nu e o toleranță față de păcat. Nimeni să nu creadă că, uite, e o toleranță, că toți suntem păcătoși și vai de noi și trebuie să ne complacem în starea aceasta. Nu! Ce vrea să zic Apostolul Ioan spune că păcatul este un accident în viața creștinului, nu e o regulă de viață. Adevăratul creștin nu se bucură în păcat. Păcatul îl întristează pe Duhul Sfânt și prin urmare nici el nu se bucură, își pierde echilibrul, își pierde sănătatea, își pierde elanul, râvna, fericirea. Și atunci Apostolul Ioan vine cu soluția, ce fraților, nu uitați, sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, poate să ne curețe de orice păcat, dar cu o condiție. Aici este un dacă, o clauză, dacă umblăm în lumină, adică ce înseamnă asta? Dacă noi îl căutăm pe Dumnezeu. Undeva într-o biserică am auzit lucrul acesta, era așezat așa pe perete, versetul acesta, mai exact, partea finală a versetului, și pe perete scria: sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curăță de orice păcat. Și un frate a avut îndrăzneala bună să spună: fraților, trebuia să puneți tot versetul. Dacă umblăm în lumină, se împlinește partea a doua. Adică nu noi facem ce vrem, păcătuim mereu, ne întinăm mereu, ne batem joc de adevăr, de scriptură, de tot ce predici am auzit și sângele lui Iisus Hristos nu are altceva să facă decât mereu să ne curățească. Nu, fraților, nu. Dacă noi umblăm în lumină, îl căutăm pe Dumnezeu, ne pare rău dacă s-a întâmplat un accident în viața noastră. În asemenea condiții, sângele lui intervine și ne curăță de orice păcat. Că sunt și oameni delăsători, oameni care trăiesc în păcat, oameni care se joacă cu Dumnezeu și consideră că Dumnezeu asta este meseria lui. Până la urmă tot trebuie să ierte. Scriptura zice: grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu.
un Dumnezeu sfânt care nu acceptă ca noi să călcăm în picioare sângele legământului prin care am fost sfințiți, sângele Lui ne curățește, dacă noi îl căutăm, îl iubim, tânjim după el, venim înaintea lui, ne plângem greșeala, ne plângem păcatul și într-o asemenea situație, da, Dumnezeu este cel care poate curăța, de fapt numai el poate curăța cugetul nostru. Undeva la o spălătorie chimică, patronii acelei spălătorii au pus afară o reclamă și pe reclamă spuneau așa: curățăm orice fel de pete de pe haine, dar nu putem curăța petele de pe conștiință. Nimeni din lumea asta nu poate curăța petele de pe conștiință, decât unul singur, Domnul Iisus Hristos prin sângele Lui. La cine să apelăm noi dacă, chiar în seara aceasta, consimțim, admitem neplăcuta realitate că avem pete pe conștiință? Apostolul Pavel spune Timotei să-ți păstrezi un cuget curat, pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Fii atent, Timotei, păstrează-ți curăția de cuget pe care ai dobândit-o când ai venit la Hristos, pe care ai mărturisit-o în fața multora la botezul în apă. Acum păstrează curăția de cuget. Ce să facem dacă avem pete pe cuget? Să venim înaintea lui Dumnezeu. Să nu continuăm în a păta cugetul nostru. Să ne oprim din orice abatere, din orice neascultare, din orice lucru care a afectat relația noastră unii cu alții sau relația noastră cu Dumnezeu. Nu lăsa ca acest cuget să se bătătorească prin păcat. Pentru că unii lasă situația așa și la un moment dat nici nu le mai vorbește cugetul. Și spun, frate, știi ceva? Dacă pe dumneata te mustră cugetul, mai e o problemă. Pe mine nu mă mustră cugetul. Și am întâlnit oameni de ăștia care mai beau câte un pahar cu vin sau poate chiar câte o sticlă și zicea, știi ceva? Pe mine nu mă mustră cugetul. Sunt unii mai slabi de cuget. Aia e treaba lor. Alții se uitau la tot felul de filme urâte și ziceau, dar nu, pe mine nu mă afectează, nu mă mustră cugetul, frate. Alții sunt mai sensibili așa, dar nu, cugetul unui astfel de om e bătătorit, de aia nu-l mai mustră. Un astfel de om trebuie să se întoarcă la cuvântul Scripturii, cugetul bătătorit nu mai este un reper valid în materie de adevăr și spiritualitate. Omul cu cugetul bătătorit trebuie să vină la standardul Scripturii care îi zice ce-i păcat și să se pocăiască de păcat ca să-și redobândească sensibilitatea de cuget. Din nefericire, asistăm la foarte mulți oameni cu cugetul bătătorit, urăsc, trăiesc în minciună, neadevăr. Și nu, zice, n-am nicio problemă cu cugetul, eu mă rog înainte, slujesc, fac ce slujbă spirituală vrei tu. Cugetul e așa de bătătorit încât nu-și mai dau seama nici de starea lor, e foarte grav. De aceea, ca să n-ajungem în asemenea instanțe grave, haideți să ne rugăm, în seara asta ne vom ruga cu toți împreună. Doamne, ajută-ne să ne păstrăm un cuget curat. Poate că n-aveți pete pe cuget și ne rugăm pentru alții care sunt cu asemenea probleme, ca Dumnezeu să lase trezire spirituală, să lase îndurare, să lase binecuvântare. Iar dacă noi înșine avem pete pe cuget, veniți înaintea lui Dumnezeu. El poate curăța, sângele Lui are putere. Avem un Dumnezeu bun, plin de dragoste, un Dumnezeu care de aceea a îngăduit în seara asta să fim prezenți aici. Nu la întâmplare, frați și surori, să ne aduc aminte de acest cuvânt și de faptul că El vrea să intervină, că are nevoie de un popor sfânt, care să-L slujească în sfințenie și că mediul în care lucrează Dumnezeu este sfințenia. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și să venim în rugăciune, totodată mulțumindu-Lui Dumnezeu pentru timpul de părtășie din seara aceasta.